Ok. Îmi cer iertare pentru episodul trecut pentru că am impresia că am zbierat un pic cam prea tare. Și de asemenea, nu cred că toate vocile s-au auzit atât de bine. Oricum, continuăm. Oh, ești adorabilă, dar nu te simți obligată? Pot să înțeleg dacă ai altceva de făcut? Mi-ar face plăcere. Știi, nici eu nu sunt de foarte mult timp aici. Știu ce simți când debarci într-un nou oraș. Da, chit că familia mea e mereu în mișcare. Primele zile mi se par mereu debusolante. Nu-ți fă griji, te vei obișnui repede. În plus, orașul este destul de simpatic. Ha-ha, asta e și impresia mea. De ce nu mi-apare Sweetie? Un moment. Nu știu exact ce se întâmplă. Am încercat de mai multe ori să meargă. În fine, continuăm. Am ajuns! N-am fost departe până la urmă. Mulțumesc că mi-ai arătat drumul. Am să-mi aduc aminte data viitoare. Cu plăcere! Distracție plăcută cu sora ta! Da! Pe mine, Bibs! Pe mâine! A, e atât de adorabilă! Oh, hei! Hei! O, salut! Mă căutai? O, nu, fac doar câteva cumpărături în oraș și eram în trecere. Ce idiotă, doar lumea nu se învârte. Lumea doar nu se învârte în jurul meu. E, apropo, vreau să te întreb, ce părere ai de Priya? Ei bine, mi se pare destul de excepțională. A, da? Ce vrei să spui prin asta? Ei bine, mi se pare destul de mi se pare evident. Are o viață ieșită din comun și are o grămadă de lucruri de împărtășit. E rar să întâlnești o persoană ca ea. E clar. Ești bine? Oh, ce trebuie să ajung acasă. Ok, o seară plăcută. Oh, n-am văzut niciodată fața aia! Oh! Priya pare să-l fi impresionat foarte tare pe Nath. Ați observat că nu mai spunem Nathaniel, ci Nath? În același timp e dificil să nu o apreciezi, dar dacă aș vrea și altceva în afară de parcursul ei impresionant, trebuie spus că e de subit de drăguță. Dacă stai bine să te gândești puțin în lumea la liceu, e de calibru ei. În fine, ar trebui să încetezi să psihopezi. Lui Nathaniel îi place să afle tot felul de lucruri. Tot ceea ce vrea e posibil să afle mai multe despre călătoriile ei. Nu trebuie să încep să fiu geloasă pe degeaba. În caz contrar, Nathaniel mă bagă în aceeași oală cu Melody. În a doua zi am decis să nu-mi bat capul cu toate astea. Am luat chiar o decizie bună să mă trezesc mai devreme pentru a avea timp să învăț puțin la bibliotecă. Ok! Haide! What? Hei! Hei! Violet așteaptă singura în fața liceului. Ce faci? De ce nu intri în curte? Trebuie să-i spun ceva doamnei Delaney. Ce anume? Mi-a greșit nota. A uitat să iau un calcul în exercițiu. Mi-a pus 6 în loc de 8. Da, ai dreptate. Ar trebui să-i spui. În cel mai rău caz, spune-i înainte de a începutul orei. Nu va fi prea multă lume. N-aș vrea ca toți elevii să mă vadă. Ar trebui să mă duc chiar acum, dar mi-e teamă. Ok, astea sunt opțiuni care pot să ducă la ilustrațiile cu băieții. Însă, uneori, poți să primești poza cu băiatul cu care ai cea mai mare afinitate, chiar dacă n-ai ales varianta corectă. Cel puțin asta mi s-a întâmplat mie pe contul de America, pentru că n-am ales variantele bune la niciunul dintre discuțiile astea. Însă tot am primit poza cu Casie la final, pentru că cu el aveam afinitatea cea mai mare. Deci, o să risc să o ajut pe Violet aici și să văd dacă primesc poza cu Nathaniel. Ca aici, prima poză e cu Nathaniel și sunt ceva gen... vreau să primesc poza, dar... Ok,
O să vă spun care e varianta bună pe care trebuie să o luați ca să primiți poza cu Natalia dacă vreți. Eu însă o să fac ceea ce nu trebuie. Deci, vrei să vii cu tine? Este varianta care nu duce la poza cu Nathaniel. Hai, ia-ți inima în dinți și du-te. Eu trebuie să merg la bibliotecă. Asta este prima discuție care te duce la discuția cu Nathaniel. Următoarea discuție o să fie cu Melody, care o să te întrebe dacă vreți să studiați împreună. De asemenea, trebuie să o refuzi și pe ea ca să prinzi ilustrația cu Nathaniel. Sper să o primesc. Vrei să vii cu tine? Să vin cu tine? A, da, și vă scade afinitatea cu amândouă, asta am uitat. Da, m-ar ajuta mult. Bun, nu-i nimic, învăț altă dată. Am intrat în liceu. Oh, chiar sper să primesc poza cu Nathaniel acum. Of, credeam că profa e aici. Nu-i nimic, voi rămâne cu 6. Nu-i nici vorbă, e dreptul tău, vom continua să o căutăm. Bine, de acord. Nu știu unde... Ah, iată-o! Scuzați-mă, doamnă! Ce s-a întâmplat? Dar vreau să vă spună ceva. M-am uitat la vale făcându-i un semn încurajator, dar se descompunea sub ochii noștri. V-ați pierdut limba, domnișoară? E legat de ultimul test. Crezi că ați uitat să luați în calcul un exercițiu? Oh, nicio problemă, am să verific. Doamna Delaney e cu siguranță mai rea decât pare. Violet i-a dat foaia, iar profa i-a corectat nota. Vezi, nu a fost atât de îngrozitor până la urmă. Da, doamna Delaney, nici n-a țipat la mine. Cred că avem tendința să vedem totul în negru în privința ei. Ea se severă, dar corectă. Da, cred că da. În orice caz, îți mulțumesc. Fără tine nu cred că m-aș fi dus la ea. Cu curaj vei progresa. Mi-a făcut plăcere să te ajut. Mai am timp să merg în bibliotecă. Începutul cursurilor se apropie, dar mai pot face ceva. Nici n-am intrat bine în bibliotecă când am văzut două siluete familiare privind... Am clicat prea repede. E un loc chiar liniștit, de unde chiar am avem ce alege. Întotdeauna mi-a plăcut să se biovesc prin biblioteci. Cred că voi veni des aici. Dar ce fac amândoi? Îmi face mereu plăcere să arăt locul meu preferat persoanelor avizate. Cu siguranță nu e la fel de interesant ca ceea ce ai fi văzut în timpul călătorilor tale. Sunt departe de a ști totul. Mereu avem nevoie de o bibliotecă bună. A pus mâna pe brațul ei. În orice caz, ar fi super să discut cu tine. Și mie mi-a făcut la fel de mare plăcere. Oh, nu se poate. De ce mi-ar fi scăpat așa ceva? Mi-e greu să încerc să-mi spun că ceea ce tocmai am văzut și auzit nu înseamnă mare lucru. Oricum mi se rupe inima. Oh, salut, Bibs! Ai venit să studiezi aici un pic? Am încercat să mă controlez. Nu trebuie să mă arăt afectate de situația asta. Am pierdut ilustrația. Fuck! Măcar bine că o am pe celelalte servere. Dar cum am zis mai de-ainte, dacă vreți să luați ilustrația cu Nathaniel, va trebui să o refuzați și pe Violet, și pe Melody, și astfel primiți ilustrația cu Nathaniel. Da, însă nu, cred că nu am mai rămas mult timp la dispoziție. Te las să studiezi atunci. Spor la treabă! Apropo, Pria, e o carte care ți-o recomand, sunt aproape sigur că o să-ți placă. Asta înseamnă că îi recunoaște destul de bine gusturile acum, ha? Aveți o afinitate foarte mare cu un băiat, puteți să luați ilustrația chiar dacă greșiți, chiar dacă alegeți variantele greșite. Oh my God, sunt atât de fericită! Holy shit, uite-te la pectoralii aia! Mulțumesc mult! O să împrumut după amiază. Mă întreb despre ce carte e vorba. Nu pot să o văd. I-am privit plecând neputincioasă. Incredibil cât de bine se înțeleg.
Tristă, m-am resemnat apucându-mă de studiu. Oh, Bibs, nu fii atât de tristă! Serios acum, nu ai de ce să fii atât de tristă? Însă nu mă puteam concentra. Ți-a timp să deprimi. Bun, imediat începe ora de chimie, aș face bine să plec. Oh, Bibs, nu fi așa tristă. Ajungând la laborator, maică mă așteptam să-l văd pe Nathaniel și Priya așezându-se unul lângă altul. Din nou, ați uitat unii! Scriitori! Fiți mai atenți! Nu mai mâncați litere! Însă, fără să țin cont de faimosul plan de clasă al doamnei Delane, e adevărat că Nath stă lângă lui. Sosirea dumneavoastră a picat fix la țanc, domnișoară Priya. Este momentul să remaniem puțin planul clasei. Banca de trei nu-și mai are rostul. Domnul Armin, se pare că nu sunteți făcut să vă înțelegeți cu colega dumneavoastră de bancă. Așa că veți merge să vă așezați acolo, lângă domnișoara Charlotte. În ceea ce vă privește pe dumneavoastră, puteți așeza chiar lângă Amber. Priya a aprobat politicos. Dacă aș ști ce o așteaptă. Doamna Delaney a explicat experimentul chimic de azi. Părea mai severă ca data trecută. În fine, din moment ce profa nu ne lasă singur de data asta. Serios, abia aștept să termin liceul numai ca să nu mai aud materia asta. Sunt de acord cu tine, Rosa. Știu cât de oribilă este chimia. N-am avut timp să aflăm data trecută rezultatul. Cine știe, poate formăm o echipă de șoc și nu știm încă. Speranța te ține în viață, nu-i așa? Exact. În ansamblul echipei sunt în dificultate. Numai Nathan pare să o îmbarce pe calea cea mai bună. Puțin mai departe, Amber se agită. Trebuie doar să încălziți puțin mai tare! Am impresia că acest arzător e pur și simplu stricat. Ce știi tu? Ai fi chimistă, poate? Urăsc când se blochează! Jocule! Nu te mai bloca! Nu, dar am mai folosit acest tip de material de mai multe ori și sunt convinsă că are o problemă. Da, ok, voi încerca totuși metoda ta. Amber a împins butonul la maxim. Aparatul a început să se miște, făcând să cadă eprubeta. Dintr-o dată, recipientul a căzut, făcându-se bucăți pe jos. Toată lumea a tresărit. Cred că toată lumea e un pic stresată de la accidentul de data trecută. Incredibil! E prima dată în cariera mea când am de-a face cu asemenea nedibăcie. Nedibăcie, ia. Mai mulți elevi au zâmbit la mențiunea nedibăciei. Veți fi sancționată! Veți învăța să respectați materialul. Doamnă, dacă îmi puteți permite, nu-i vina lui Amber. Poftim? Cred că arzătorul era defect. A început să vibreze când a pornit. Din cauza asta, eprubeta a căzut. Doamna Delaney a privit aparatul cu un aer suspicios. Bun, se pare că este vorba despre o problemă tehnică, dar să știți că sunt cu ochii pe dumneavoastră. Amber n-a răspuns nimic, stupefiată, pietrificată, în fine. În rest, Iana nu i-a adresat niciun cuvânt lui Priam și ea i-a luat apărarea. Nu e sigur că o va face a doua oară. Restul orei s-a derulat în mare liniște. Aș profita de pauză să-mi petrec timpul cu Nathaniel. Cu Nath. Nath. E ciudat oarecum cum pronunț numele de Nath, pentru că nu pot să pronunț H-ul. Nath. Și Z. Pentru moment, n-am cum să aflu dacă Priya e interesantă. Orice ar fi, am de gând să-mi pun toate șansele în părerea mea. Am petrecut destul momente speciale cu el, am deja un avantaj. Dar dacă cumva mă crede ridicolo... Oh, Bibs, nu fi așa! Natalia te iubește atât de tâmpită cum ești tu. Dacă mă ia de fraieră, trebuie să fiu subtilă. Oh, Bibs! Nu fi așa! Serios acum! Ea a redus temperatura înainte ca profesoara să realizeze ceva.
Dacă n-ar fi făcut-o, doamna Dilen, și-ar fi dat seama că a fost vina mea.